Alaska, uitați-vă aici! Alaska să mă bat! Bine ați venit în Alaska, dragi oameni buni! Ia uitați-vă! Mi-au spălat geaca mea originală. Trebuie să mă amăgesc purtând altceva acum. Ia uitați-vă aici! Se numește Boots. Ce am aici? Boots adevărat, niște adevărat Boots. Hai lua, amore! Mănâncăm, uite-mă un câine ținut cu floricele, mă, ca să vedeți cum îl respect și îi fac viața. Ha. Cum îl respect și îi fac viața, auzici. Auzici din soare, bă, băiatul, dar n-ați văzut zăpadă de 1000 de ani. Să zbur de așa puțin. Prea frumos, prea ca la țară. Prea frumos, prea ca la țară. Mă duc să vedem dacă merge focul. Să fie cald la copii. La, bă, ce chestia asoară este că... Ce se vedea, pare că ai piciorul gol. Bă, da, m-asortai, bă, să mă bată, mă. M-asortai, bă, băiatule. Măcară numai lemne, bă. Uite, de prăjituri. Cutiile cu prăjituri, sutele de milioane. Trebuie, nu mai treabă. Lemnele ar trebui să ajungă. Și totuși mai am un braț la mișto. Așa, cum s-ar spune. Da, fric nu e afară așa rău. Deci ori făcut foc atât de vreme. Să sperie iar că vă zură zăpada acesta. Aaa, zăpada afară, faceți focul că îngheață copii. Că îngheață copii. Ninge afară, faceți focul că îngheață copii. Au de găinile. Nu mai arde cu acolo să mai dea nimic la buci. O, făcut răzvăia să văd. Iau și un ou ca lumea. Facem driftul cu tractorul pe zăpadă, dragi oameni, ce ziceți? Nu pornește aici. Când îi dai în rampă, în sondaj, nu pornește. În sondaj și în viraj. La 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 la. Hai la 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 la. Ia uite-le. Ia uite-le. Ia uite sutele de milioane cum stă. Uleu fiecare ou, du-i de voi. Pe bursă intră banii. Ce faci cu banii din produse tradiționale? Pe bursă cu ei. Bucea și copiii lui. Mai curge streșina, bă. Auzi cum scârție sub picioare zăpadă. Mă, eu stau și mă întreb femeile ăștia. I-am spus, bă, oameni, nu mai căfâiți, mă, cu alea. Le să ducă mai sus cu alea o țără. Nu le voi lasa în pace, că după aia ce zic. Mă, după ce că facem focul, mai faci și figuri, în loc să te duci să faci tu. Știi? Așa mai bine văd de viața mea, de traiul meu. Trebuie să iau mai târnă de aia cu cărbune. Duc ouăle așa înainte, întâi. Mi-e frică că îngheață afară. Hai, la 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 la. Ninge ca-n povești, ninge ca-n povești.
Pe coxișor să-l urmărești. Picură pe cameră. Cum făcum asta, găina asta? E și ouă cu două căcat. Ce găini, bă, băiete, bă. Ce găini, bă, băiatule, bă. Aici, aici e puntele, aici le pun. Aici îmi papucește. Să nu mă întâi înapoi în casă. Să asta. Ce vreau să fac? Să iau o găleată. O găleată prin care să-mi exercit dreptul la a căra cărbune. Trebuie băga cărbune ca lumea, cărbunele mână la mână. Ai o reimutabilitate mai bună. 2. Lemnul trece și repede și nici nu face cald. Adică are o rentabilitate mai proastă. Merge, merge, tot pe lanț, tot pe lanț. Ce să faci? Stai legată că alegi găinile și le mănânci cu dinții. Când se pune pata, nu mai pene cur din sărace de găini. Hai. Spetele și ale mari de sparte și făcute frumos. Spetane. Ce putere am în mine, bă, băiatul. Clibură de sodiu. Vă dați seama cam cât? Câtă din asta aici a jos? Bine, acum când e făcut bine, merge să iei cu lopata cărbune din asta mărunțit. Uite, mă intri peste găinile alea în coteț. Bată-te norocul să te bată. Ca să vezi și democrație. Nu să mai leagă câine cum să legă o dată. Eu uite să intre peste găinile, ca să vezi și tu, nenorocită, ce? Ha? Ar da să intre peste găinile, am văzut că-s acolo. Văzut că-s acolo și are să intre peste ele. Făcut amorul cu ține aici, bă. Și aia la statul Bucea. Să vin încolo înăuntru, hai, ți-o frig. Ți-o frig, te faci golic, hai. Eu te mai băgă o dată azi dimineață. Că te văzui tremurând. Și fiind abătut, crezui că ai nevoie de o mână de căldură. Băi, important e când iau spuză din aia să pun în gălețe. Ce ai, de unde ia pe aici? De unde ia pe aici? Când iau spuză din aia să pun în gălețe și la mici. Din ce cauză? Din ăștia vărs foarte ușor în ăla, în făraș, cu fărașul pot să bag. Știi? Acum e focul făcut. Că, virgulă, care e faza cu mărunțișul ăsta? Mărunțișul e nasol pentru că stinge focul. Știi? Ăsta pe jos mă refer la mărunțiș. Stinge focul în momentele în care este cărbune ca lumea. Dacă e cărbune ca lumea. Nu știu, dar eu sunt foarte mărunt, e ca și praf. Ca și praf, și când arunci praf. Păi mai fel următor, că focul ca să ardă, are nevoie și de aer, știi? Și stai, tai aerul. Tăindu-i aerul, înăbușește și-l omoară. Îl ucide, cum s-ar spune.
Ce fain e. Ce fain e șahărul. Băi, așa. Ce? Da, da. Să rămână. E 4 de grade, se pune bine de foc. 4 de grade aici, 30 de grade plus aici. Da, se pune bine de foc. Și ar trebui să mai car eu. Dar azi mai târziu o tură. Termin prima oară cărbunea de acolo. Și apoi mă duc și eu un lăvor din ăsta mare cu bucăți mari, știi? Ca să fie treaba bună. Ca să fie treaba bună, da. Da, ca să fie treaba bună. Da, 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 da. Ca să fie treaba bună. La, 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 la. Pau și tu. Ce frumos, bă. Ce frumos e, bă, e ca în povești, bă. E ca în povești. Tarara. Nu pune și tractorul pe vremea asta. N-are în ce să prindă, o să alunece. Când îi dai, alunecă roata. Mergi roata, târși. Să vezi și tu că iasă acum așa, mă. Să repede pe găinia, să vezi. Că asta și se uită, că te găinezi acolo, știi? Să repede pe găinia acolo. Nesimțită. Auzi, Vlad Gândărezu, ce se chinuie. Îl chinuie talentul.